ceea ce mă duce la pian este o anume trăire, o anume emoție, o amintire, fie tristă, fie veselă, de cele mai multe ori tristă. Citesc versuri și sunt anumite pasaje care mă tulbură pentru că mă regăsesc în ele sau descoper un alt univers și exact asta se întâmplă, le încercuiesc acelea, le fac semne, încep să, deja să mă gândesc, melodia îmi sună cumva potrivită versurilor și îmi notez, uite, asta ar trebui să fie prima strofa, asta poate să fie strofa a treia, dar asta trebuie să fie refrenul, că cineva mă întreba chiar, de unde știți din șase strofe care va fi refrenul? Nu știu la început, nu știu. Decât în clipa în care mă așez la pian și contopirea acestor emoții și acestor trăiri și zbuciumul acesta, parcă cineva mi conduce mâinile pe claviatură. Sunt momente în care efectiv am impresia că sunt în transă. De ce? Pentru că înregistrez totul și din înregistrare îmi dau seama ce se întâmplă cu mine. De-abia după aceea, în momentul respectiv, nu știu ce se întâmplă.